Bine v-am regăsit la videoclip la Epuraj. Astăzi facem, mai facem o mică prezentare. Vă mai arăt ce am mai făcut. Începem întâi cu aceștia trei, femela și cei doi masculi, metiși californian. Disponibil la chestiul un doritor, dacă nu, nu este problemă, nu este disperare să-i dau. Îi tai de Crăciun și voi vinde carnea, să știți că carnea chiar se caută. Mai ales în perioadele sărbători. Și bineînțeles să ai calitate, ca lumea să știe să ai calitate. Aici le-ai proaice, la maternitate, ca să zic așa. Am izolat cu spumă, pentru a ține mai adăpost, să nu mai se facă curent. Ușa făcută de tataie. Am băgat spumă peste tot. Și să știți că se simte o diferență foarte mare. Aici am băgat frumos spumă. Aici am mai tăiat-o. Am băgat și în boxele de sus, nu că era nevoie. Aici am talaj. Îi mulțumesc unașul că m-a ajutat să fac rost de el. Lădița, rufătat. Din 6 proieci care trebuie să fete care sunt gestate, decât pentru 4 am avut lădițe. Mai am să aduc la albastră vieneză și la cea gri, să-mi fac jos de 2 lădițe. În lădiță le-am pus un strat de talaj și apoi unul de paie. Mai au vreo 2 stâmpi, nu vor făta. Aici e femeia metișă californian. Aici californianca, originală. Spre data aceasta să țină pui. Dar mai avea motive ce să nu taie, să nu îi țină. Dacă nu îi ține, o voi tăia cel mai probabil. Și la anul aș vrea să-mi aduc o pereche, dar totuși sper să-i țină și eu, pentru că este spre beneficiul ei, dar și al meu, bineînțeles. Apa momentan este simplă, însă vreau să le iau niște vitamine. Aici avem sora celei primei poraici prezentate și ea trebuie să fete. Uitați, am băgat spumă și pe aici și pe aici. Aici 2 iconițe cu Maica Domnului și Iisus și aici am băgat spumă. Aici nu prea a fost nevoie, chiar dacă sunt prea mici porțiunile. Geamul vine fix pe fix, deci n-ar fi probleme. Aici cea gri, ea este cu cuibul, se pregătește din timp, deci ar trebui să mai avem răbdare când are lădiți. Dar până la data fătării, îi mai face cuibul de 4-5 ori, pe puțin. În fiecare zi, ea își cară paie. Aici avem și albastră roineză, care iarăși ei trebuie să-i fac rozoul de diță. Anul acesta, cel mai probabil, voi mai posta un vlog cu câinii și unul cu papagalii. Apoi vom termina anul numai cu vloguri la Epuraj. Iar la anul voi începe și vă promit să postez din ce în ce mai des. Și nu numai cu iepuri și cu celelalte animale, și nu numai cu animale. Vom face un canal de divertisment. Aici Lara a făcut și un pic de gușiță. Știți că v-am mai prezentat matca. Am zis că o să vă prezint. N-am mai avut timp. Însă în primăvară o voi prezenta. Pentru că în primăvară va rămâne. Voi alege matca pentru toamnă. Acum depinde ce se va întâmpla pe parcursul verii. Pentru că știți că am unele planuri. Ce se va întâmpla pe parcursul verii. Însă eu zic că acest aleg pentru acest lucru pot să rămână aici. Și pentru cel nou, dacă reușesc să-l fac anul viitor, să aduc numai rasă pură. Și vreo 2-3 rase aș vrea să aduc. Aici, jos, avem numai femele care nu sunt gestante. Avem pe aceasta care sora mea a pus numele de Portocala. O femeie de 4 kg 400.
încă în dezvoltare, este în forma ei maximă. Are undeva la 6 luni jumate spre 7. Aici metigi albastru vienescu californian, iarăși la vreo aproape 6 luni, este în forma maximă, 4.700, mai are de crescut. Va ajunge cel mai probabil la 5.5, chiar 6. Și aici sora portocalei. I-am pus ei numele de mandarina ca să rămâne, să rămânem pe această ramură. Ia 4.300. Pe cele gestante nu le-am cântărit pentru a nu le stresa. Deci v-am prezentat femelele. V-am prezentat și pe aceștia. Se simte o diferență de temperatură când ies din adăpostul la femele afară. Aici am paie, butoaiele picerale, are și dincolo. Aici cam nimic nou. Aici le-am pus albastru de mentil, 3 zile în apă, când mai le-am pus de mult, pe când lor. Adică tot, la toți din adăpostul acesta. La restul, din partea cealaltă, nu. El mâine va fi dat, vândut. Vor rămâne ei doi. Aici avem masculul de californian original. 4.400. Aici masculul metij de californian cu albastru inez. 4.100. Sper să nu se mai dezvolte. Deși am cam început muntele cu el la acum la 5 luni, azi 6 luni. Aici masculul metij de californian pe striț, 4.900. Aici cele 3 femele. Acestea aș vrea să le vând pentru matcă, pentru prăsilă. Însă v-am spus, nu e agitare. M-aș bucura totuși. Aș fi mai în avantaj dacă i-aș vinde de Crăciun ca carne. Ele au media lor de 3 kg. Nu este niciuna sub 3 kg. Ei au 1.300, 1.3 și 1.2.700. De-abia aștept să scap de acest specimen, care sper să nu mai am de-a face cu așa ceva. Nu vreau să spun motivele, pentru că după aia m-aș face de râs. Aici va urma și aici niște schimbări. Uitați un motiv, este foarte, foarte energic lângă ceilalți doi. Vor mai urma și aici niște schimbări, însă nu vă spun ce. Veți vedea în vlogurile următoare. Cu voi a fost Dani, iar până la viitoare, numai bine și spor în ceea ce vă place vouă.